Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria orașului Năvodari organizează sâmbătă între orele 8:30-13 o acțiune de donare de sânge. Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din Năvodari și localitățile învecinate care doresc să îi ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional. Doritorii se pot prezenta la centrul de zi pentru copii și persoane în vârstă din oraș, situat pe strada Sănătății numărul 2, cu un act de identitate valabil. Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, cu greutatea peste 50 de kilograme, care nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HIV, epilepsie, diabet zaharat, insulinodependent, bol de inimă. Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență cu bol de inimă, neurologice sau alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge. Cu 3 zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice. În ziua donării se recomandă un mic dejun ușor și minim 500 de mililitri de lichide. Persoanele care efectuează o donare completă de 450 de mililitri de sânge beneficiază la cerere de 7 etichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă în ziua donării în cazul donatorilor salariați, elevi, studenți și militari și decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu, reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.